Doamnilor, bine ați venit la ședința ordinară a lunii octombrie. Rog pe domnul președinte de ședință să deschidă lucrul. Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor. Vă spun și eu bine ați venit la ședințele ordinare ale Consiliului Local Dărmănești din data de 31.10.2018. Ordinea de zi a suferit o modificare. Este un nou punct și anume punctul numărul 12. O să supun la vot noua ordine de zi. Cine este pentru? Abține? Domnul Dușca? Motive și abține. Așteptam ca pe ordinea de zi să îi se prezintă de către șeful Poliției Locale ca un raport de activitate, conform cererii lansată de mine la ultima ședință. Motivarea că este un lucrător, nu cred că este o scuză. Nu. Pentru că presupun că acel lucrător pe care dumneavoastră l-ați desemnat acolo, a fost pus din cauza competențelor lui profesional. Da, am să fac eu o completare, domnul Vespa. Raportul este la mine pe masă, la diverse, voi prezenta raportul pe ordinea de zi, că nu-l adoptăm printr-o hotărâre de Consiliul Local. Este o și din acest motiv nu a fost făcut pe ordinea de zi. Deci este o informare pe care o să o prezint. Deci cu 15 voturi pentru și o abținere, noua ordine de zi a ședinței ordinare de astăzi a fost adoptată. Trecem la punctul numărul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.09.2018. Domnule primar, dacă aveți ceva de completat? Eu nu, la ședință nu, dacă domnul consilier, dacă nu este nimic, supun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Cu 16 voturi pentru, proiectul de procesul verbal al ședinței lunei anterioare a fost adoptat. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pentru anul 2018 al UAT Orașul Dărmănești. Avizează Comisia Juridică, Buget, Finanțe și de Urbanism. Inițiator, primarul orașului Dărmănești. Am să rog pe doamna contabilă să facă o prezentare scurtă. În primul rând vreau să vă spun că s-a semnat contractul de finanțare cu APR-ul pentru finanțarea proiectului lucrări de construcție a infrastructurii și protecție împotriva inundațiilor pe pârâul Dărmăneasca, oraș Dărmănești, județul Bacău. Valoarea totală a proiectului este de 715.890,33 de lei, din care cheltuielile eligibile 509.667,85 lei, cheltuieli neeligibile 206.222 lei. Pentru anul 2018, conform graficului, valoarea cheltuielilor eligibile este de 254.894 lei și cheltuieli neeligibile 103.111 lei. Avem, deci, o creștere la partea de venituri în sumă de 274,10.000 lei, din care fondul PNDR, deci partea de cheltuieli eligibile din fondul PNDR, 254,90.000 lei și 19,70.000 lei creșteri la bugetul local. Pentru cheltuielile vor crește la fel cu suma de 274,10.000 lei, astfel. La capitolul 8402 drumuri, 254,90.000 lei, deci bani pentru proiect. Administrație publică, minus 40,80.000 lei, aici avem economie. Și vom adăuga acești bani, plus cei 19,70.000 lei, astfel. La PSI, pentru situații de urgență, suma de 9.000 de lei. La sănătate, pentru centru de zi și dispensar strada forestierului, 21.000 de lei. Și la cultură, 30.000 de lei. Banii pentru cultură sunt necesari pentru obiectivul amenajare muzeului aer liber în centru civic. Am avut inițial suma de 150.000 de lei, bani care nu sunt de ajuns, de aceea trebuie să mai suplimentăm. La SURSAE,
la autofinanțate, avem o creștere de 22.000 de lei la partea de venituri, bani care vor merge la cheltuieli pentru investiții, la capitolul 83, achiziție lamă pentru zăpadă, deci în sumă de 22.000 de lei. Pe lista de investiții au, pe listele de investiții, pentru că sunt două, una pentru sursa A și una pentru sursa E autofinanțate, deci 30.000 de lei pentru amenajare muzeu în aer liber și la sursa E 22.000 de lei pentru achiziție lamă pentru zăpadă. Vă mulțumim. Întrebări la persoană? La lista de investiții pe anul 2018. Reparații capitale cabana Țiganca, 50.000 lei în... Sunt aprobați de la începutul anului. Sunt aprobați de când s-a adoptat. Nu s-a făcut nimic anul acesta. Da, vreau să fac eu o decizare, doamna comandant șef. Bugetul aprobat la începutul anului presupune grad de încasare 100%. La acest moment, noi avem undeva 70%, 60% ceva, 70% grad de încasare. Deci dacă vom reuși să încasăm 100%, ceea ce nu cred eu că se va face anul ăsta, cu siguranță vom finanța și obiectivele. Deci acele obiective care, noi am luat lista de priorități și obiectivele care nu sunt la momentul ăsta realizate, înseamnă că nu am reușit să avem gradul de încasare pe care l-am prognozat la începutul anului. Noi am votat aici, cred că nu sunt singurul care doresc ca la Țiganca să intervină la acea cabană forestieră. Mă bucur, cu siguranță, eu îmi doresc și mai mult decât astăzi. Sper să reușim să facem. N-avem cum să cântărim dorințele. Dar ce vreau să precizez la această rectificare și la rectificările pe care le-am făcut anterior, cred că ați observat că avem rectificări pozitive. Este un lucru foarte important și asta înseamnă că ne preocupă mult deosebit. Pe de o parte să atragem bani europeni și la preluarea mandatului bugetul era undeva la 10 milioane de lei, 10 milioane și ceva și acum sunt 25 de milioane de lei. Asta înseamnă că fondurile europene se regăsesc în acea parte de plus. Și de asemenea avem rectificare pozitivă și datorită faptului că pentru anumite capitole pe care doamna contabil șef le-a prezentat aici, avem încasări în plus. Mai fac precizarea că luna trecută a trebuit să dăm 620.000 de lei, 62.000 de lei, 650 de milioane de vechi, așa, la, înapoi la Consiliul Județean, față de ce ne prognozase. Deci, legat de banii care vin de la Consiliul Județean, pe cote și ce avem noi acolo, am dat înapoi. Deci e o rectificare pozitivă, asta înseamnă că reușim să facem cu plusurile astea ceva. La sursa, eu, cum spunea doamna contabil șef, știți că am luat în vară un buldoiescavator nou. Această lamă de zăpadă este pentru dotarea acestui buldoiescavator, ca în perioada de iarnă să nu avem nevoie să apelăm la alte mijloace închiriate de pe undeva, să ne putem folosi de utilajele pe care le avem. Atât am avut, dacă aveți... Altă întrebări? Domnul... Mulțumim. În bugetul pe 2018 s-a aprobat și asfaltarea. S-a luat postocul să asfaltarea pentru strada Mătulești și Valea Uzului. Se va mai asfalta anul ăsta? Da, vreau să vă spun că am încheiat contractul. Am primit mai multe întrebări. Am încheiat contractul de finanțare, de execuție a lucrărilor pentru partea de la sensul giratoriu și până la Biserica Catolică. Eu cred că săptămâna asta vor începe lucrările. Am avut discuții de dimineață cu constructorul, cu cel care a câștigat licitația și în cursul zilei de mâine, după graficul pe care îl avem noi, ar trebui să vină utilajele în zonă. Deci, cu siguranță, strada Brătulești plus parte din Valea Uzului, mai exact de la intersecție cu Orizontului și până la monument acolo, la mai sus un pic de Biserica Catolică, va fi asfaltată, eu știu, săptămâna asta sau cealaltă. Rugămintea mea, și bine că m-ați întrebat, domnul consilier, cei care nu au făcut racordurile la canalizare în regim de maximă urgență, noi am tot transmis mesaje și am rugat să facă acele racorduri, pentru că în momentul în care se toarnă covorul de asfalt, cu siguranță nimeni nu mai permite să spargă și va trebui să
facă subtraversări sau ceva e acolo mult mai costisitoare. Alte întrebări? Dacă mai sunt? Mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Nu? Abțineri? Nu? Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului a fost adoptat. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferente locuințelor ANL din orașul Dărmănești pentru titulare de contracte de închiriere. Avizează Comisia Juridică și Comisia Buget Finanțe. Inițiator, primarul orașului Dărmănești. Domnule primar? Da, ordonanța de urgență 30/2017 reglementează cuantumul chiriei pentru beneficiarii de locuințe tip ANL. Există anexa 1 și 2 la proiectul de hotărâre, care reglementează foarte clar care sunt sumele pe care trebuie să le plătească cei care sunt beneficiari. Sunt niște criterii stabilite în lege, nu am făcut altceva decât să aplicăm acele criterii până 35 de ani, peste 35 de ani, în funcție de venituri și așa mai departe. Deci valorile din tabelul anexă, din anexa 1, scot în evidență, de fapt, valorile prevăzute în lege. Dacă sunt întrebări, dacă nu trecem la vot, cine este pentru? În unanimitate. Cu 16 voturi pentru. Proiectul cu abținere. De vot... O abținere avem domnul consilier Corfas. Mihai, să abținem. Okay. 15 voturi pentru și o abținere. Domnul consilier Corfas s-a abținut. Proiectul de hotărâre privind cuantumul chiriilor la locuințele ANL a fost adoptat. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor ANL situate în orașul Dărmănești, județul Bacău. Avizează Comisia Juridică, inițiator primarul orașului Dărmănești. Câteva precizări am să fac și la acest proiect de hotărâre. Legislația prevede foarte clar pașii care trebuie parcurși de... pe de o parte de solicitanții unei locuințe ANL, pe de altă parte de Consiliul Local. Noi avem niște hotărâri de Consiliu care reglementează foarte bine acești pași. Avem o comisie care evaluează, avem niște criterii de evaluare a fiecărui dosar și proiectul de hotărâre vine să supună atenției dumneavoastră lista de prioritate, adică cei care au solicitat și au intrat în această listă de prioritate, având la bază punctajul pe care l-am stabilit în corelație cu legislația și dacă vă uitați în anexă, veți vedea acolo fiecare solicitant, numărul de puncte, în funcție de câți membri sunt în casă, câți copii, ce venituri și așa mai departe. Deci lista de priorități este o, să zic, soluție introdusă de legiuitor pentru a putea cumva departaja cei care se încadrează în prevederile legale și cei care sigur nu se încadrează. Că avem și cazuri de genul ăsta care solicită, fie n-au niciun fel de venit și sau alte probleme sau mai au locuințe, au case, proprietate personală și vin și solicită și la Consiliul Local o locuință ANL. Sigur că ea nu se încadrează. Mulțumim, domnule primar. Întrebări dacă sunt? Vă rog, domnule Petrucă. Am avut anumite întrebări referitor pentru ANL-uri și atunci dacă se respectă contractul în continuare sau la sfârșitul contractului, nu are dreptul să stea în continuare. Zic, la un an de zile, deci se reînnoiește contractul. În fiecare an. Și se ia după fiecare an care i-a spus dumneavoastră. Da, deci în fiecare an toate solicitările sunt reanalizate, da? Și în fiecare an se încheie contract nou. În primul rând, ați văzut că prima hotărâre a fost pentru calculul cuantumului chiriei, da? Și dacă noi modificăm acest cuantum, că așa prevede legislația, fie în plus, fie în minus, sigur că trebuie încheiat un nou contract. Sunt și situații în care, în cursul anului, familia și-a schimbat statutul. Fie și-a cumpărat casă, fie mai are un copil în plus, fie a rămas fără loc de muncă. Deci apar situații diverse. Din acest motiv, noi analizăm în fiecare an aceste dosare, da? Și cu siguranță cei care îndeplinesc condițiile rămân acolo. Nu are nimeni niciun fel de alt interes decât de a verifica. Și sigur, noi am avut într-o ședință anterioară, am aprobat un proiect de hotărâre care vine și reglementează foarte clar obligațiile pe care le au acești chiriași. Pentru că sunt unii dintre ei care nu-și achită datoriile.
Și am scris foarte clar acolo că dacă avem situații 3 luni la rând nu-și achită, eu știu, ce au ei acolo, utilități și așa mai departe, creează un disconfort pentru ceilalți și sigur va fi dat afară. Nu e cazul la noi. Dacă nu mai sunt întrebări, domnul Despa? Nu există un punctaj minim. Noi mergem până se completează toate locuințele, știți? Dacă apare cineva, de exemplu, un punctaj mai mare decât ultima clasată. Deci, la momentul discuției noastre, de astăzi, când am supus proiectul de hotărâre analizei dumneavoastră, asta este situația. Deci, din momentul aprobării acestui proiect de hotărâre, noi mergem cu repartiția așa cum am stabilit-o, iar dacă în decursul anului cineva renunță la, la o locuință, la un apartament sau garsonieră din diverse motive, sigur că rămâne un loc vacant și reanalizăm din nou dosarele care sunt. Știți că în cursul anului ăsta cred că am mai aprobat vreo 2-3. Da? Deci cine pleacă, se vacantează un post, din nou se reanalizează. De obicei, cel care a rămas sub linie, da, sub linie imediat ocupă locul respectiv și din nou se trece prin hotărâre de Consiliu și așa mai departe. Da. Dacă mai sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? O abținere? Da. Două abțineri? Nu, abținere. Cu 15 voturi pentru și o abținere, domnul consilier Cotfa s-a abținut. Proiectul de hotărâre privind lista de priorități a apartamentelor tipanele a fost adoptat. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în orașul Dărmănești, județul Bacău. Avizează Comisia Juridică. Comisia a primit aviz favorabil. Dacă sunt întrebări... Da, am să fac câteva precizări tot eu, domnul președinte. Sigur că dacă la proiectul de hotărâre anterior am aprobat lista de priorități, la acest proiect propunem repartizarea. Deci, în prima etapă am aprobat lista de priorități, acum și repartizăm. Acea listă este identică cu repartițiile, numai că de această dată și spunem ce locuință ocupă cei care au beneficiat de repartiție. Da? Deci acum ne ducem și spunem foarte clar apartamentul 5 din blocul X sau garsoniera 3 din blocul Y, scara nu știu care. Deci, practic, aceste repartiții, da, sunt identice cu unde au stat oamenii anul trecut. Nu mută nimeni pe nimeni, decât în condițiile în care solicit. Am avut solicitări care o familie care avea un apartament a dorit să ia o garsonieră, iar cel care avea garsonieră a dorit apartament și a mărit familia fiecare. Primul nu avea bani să plătească apartamentul, cel de-al doilea nu mai avea spațiu suficient. Și în situații de genul ăsta se fac schimburi. Dar proiectul respectiv vine să clarifice foarte clar unde vor locui acești oameni. Mulțumim pentru precizări. Dacă sunt întrebări, nu sunt. Supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri. O abținere. Domnul consilier Corpas Mihai s-a abținut. Deci, cu 15 voturi pentru și o abținere, proiectul de hotărâre privind repartizarea locuințelor ANL a fost adoptat. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul amenajarea unui muzeu al primului război mondial în aer liber în piațeta din centrul orașului Dărmănești. Avizează Comisia Juridică, Buget, Finanțe și de Urbanism. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rog. Câteva precizări am să fac. Vorbim de an centenar, vorbim de 100 de ani de la primul război mondial, de la Marea Unire și orașul Dărmănești a aplicat la proiectele demarate de Ministerul Culturii. Am beneficiat de 50.000 de RON pentru acest proiect, amenajarea unui muzeu al primului război mondial în piațeta din fața primăriei. Sigur că noi ne-am asumat că vom finanța cu 100.000 de lei din partea Consiliului Local acest obiectiv. Acest obiectiv ar trebui să fie finanțat și finalizat până la sfârșitul anului 2018. Am, pentru că sunt bani publici și guvernamentali, am încheiat un contract pentru un studiu de fezabilitate
Studiul de fezabilitate a fost finalizat. Avem aici și un deviz general cu suma necesară pentru finanțarea acestui obiectiv. Dacă proiectul va fi aprobat, imediat vom scoate la licitație proiectarea și execuția, în așa fel încât sperăm noi până la sfârșitul anului obiectivul să fie finalizat. Ca și tematică, vorbim de Primul Război Mondial, vorbim de, în special de luptele care s-au dat pe Valea Uzului, de jertfa eroilor români, de cei care au comandat acele corpuri de armată în Primul Război Mondial. Vom vorbi și de eroii dărmăneșteni care și-au pierdut viața în Primul Război Mondial. Deci va fi un muzeu în premieră, în aer liber, în localitățile învecinate. Nu există așa ceva și eu cred că va fi ceva deosebit. Mulțumesc. Dacă aveți întrebări. Mulțumesc, vă rugăm, dacă aveți întrebări. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate. Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind amenajarea unui muzeu în aer liber a fost adoptat. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea memoriului justificativ și devizului general pentru proiectul Modernizarea traseelor turistice în Munții Nemira. Avizează Comisia Juridică și Comisia Buget, Finanțe și de Urbanism. Inițiator, primarul orașului Dărmănești. Da. Domnule primar, vă rog. Este un nou proiect finanțat cu fonduri europene. Este un proiect care vine cumva să răspundă la una din întrebările pe care noi ne-am pus-o cu ceva timp în urmă. Dacă vom deveni stațiune turistică de interes local și ne-am propus să devenim stațiune turistică de interes local, sigur că vorbim de traseile turistice din Munții Nemira, Farcu Mare, pentru a putea beneficia de tot ceea ce înseamnă aceste trasee turistice, avem nevoie de a monta pe aceste trasee niște refugii montane. Am avut discuții cu cei de la Gal Valea Muntelui prin AFIR. Am identificat acolo o sursă de finanțare. Sigur că după aprobarea acestui memoriu justificativ, imediat noi trebuie să facem demersurile pentru că axa de finanțare este deschisă până pe data de 8 noiembrie. Și sper ca anul viitor cele două refugii montane să poată fi amplasate pe traseele, așa cum spuneam, turistice și în acest fel turiștii care vor să parcurgă aceste trasee să poată să găsească în caz de nevoie refugiul la aceste construcții pe care noi le vom amplasa acolo. Deci spuneam sursă de finanțare Gal Valea Muntelui și termen 8 noiembrie maxim. Deci sunt două direcții după care noi trebuie să ne ghidăm. Dacă aveți întrebări. Vă rog, domnul. Știu că la acest moment mai există o asociație Nemira care noi am acceptat să funcționeze anii trecuți și a strâns ceva date, dacă a fost cooptată și ea la colaborarea cu primăria pentru acest proiect. Da, am să vă spun cum s-au ei vor fi cooptați după ce obiectivul va fi realizat, în sensul de a gestiona aceste refugii montane. Asociația Nemira Dărmănești și împreună cu Salvamont Bacău și primăria vor asigura buna funcționare acestor refugii, în sensul că noi asigurăm mentenanță, reparații și așa mai departe, dacă e cazul, iar domniile lor vor avea efectiv în gestiune aceste obiective și ori de câte ori trec cu turiști pe aceste trasee, sigur, vor poposi și la aceste refugii. Deci Asociația Nemira, împreună cu Salvamont Bacău, vor avea cumva în, să zic, în portofoliu, printr-un parteneriat încheiat cu Primăria Dărmănești și aceste obiective. Dacă mai sunt întrebări, domnul Emilia. E foarte interesant acest subiect. Am putea să-l dezvoltăm pe viitor ca o idee, să facem un circuit turistic de biciclete, motociclete, ATV-uri. Dacă tot avem și chestia cu curentul, dacă reușim să tragem și curentul,
la coada lacului, facem aceste trasee turistice. Ca să faci traseul turistic pe jos, peste Munții Nemira, trebuie să ajungi cu un mijloc de locomoție în zona Nemira. Și atunci ar trebui să mai găsim și alte soluții pentru atragerea turiștilor. Sigur, anul viitor, eu am anticipat cumva, să zic, întrebarea dumneavoastră. Avem în plan câteva activități care vin cumva să completeze ceea ce am propus astăzi prin acest proiect de hotărâre. În primul rând, un traseu enduro. Și am făcut demersuri la nivelul, să zic, Federației de la București. Sunt circuite de enduro. Știți că la Comănești s-a desfășurat o bună perioadă de timp așa ceva. Vor veni să stabilească un traseu și vom solicita proprietarilor de teren, că nu chiar peste tot e primăria proprietar, să vedem dacă ne acceptă și avem aviz favorabil pentru acele zone. Și vorbesc aici de direcția silvică, prin ocolul silvic Dărmăne și de cei de la Lignum, ocolul silvic privat. Da? Și dacă aștept întâi să văd care sunt traseele propuse de cei de la Enduro, dacă acele trasee vor ține doar de proprietatea primăriei orașului Dărmăne, e mai ușor. Vedeți dumneavoastră că sunt iubitori de Enduro din zonă, care deja și-au format niște trasee. Vin din Comănești, peste Citici aici, și trec zona, pe drumuri forestiere. Și vin, urmă, urcă coada lacului și atunci revin și la ideea de a reuși noi să ne dea drumul să trecem pe barajului. Atunci ar putea forma niște concursuri în jurul barajului. Eu ce am discutat cu cei de la Enduro mi-au spus că acest circuit în primă fază va fi introdus în campionatul național și au niște criterii foarte clare. Nu mă pronunț că nu știu care, pe unde va fi traseul, dar cu siguranță dacă vin aici și vor găsi un traseu care să le satisfacă din punct de vedere al cerințelor toate aspectele, cu siguranță îl vor stabili. Nu știu exact. A doua chestie, dincolo de Enduro, știți că la Măinești se desfășoară acel raliu Moldovei, da? Am avut discuții la fel și anul trecut. Au fost niște probe făcute la baraj, nu știu dacă cei care știți, a fost închis de la motel până jos la biserică, da? Au venit, s-au făcut niște probe. Vreau să introducem în Dărmănești un circuit, un acest raliu al Moldovei. Vă spun, am avut discuții și destul de avansate pe tema asta. Așteptăm să vedem dacă reușim implementarea asfaltării de la motel până la coada lacului, pentru că ar fi cu adevărat un traseu care să corespundă din punctul ăsta de vedere. Deci dacă reușim traseele turistice pentru turiștii iubitori de munte, colaborat cu acel circuit enduro și raliul Moldovei, cu siguranță zona va fi mult mai atractivă. Vă mulțumim. Dacă mai sunt domnul Desca. Interesantă propunerea domnului Mirea. Dar țin să vă atenționez că vorbim de o zonă care face parte din area protejată Nemira. Cea mare parte a traseelor menționate trec în acea zonă. Foarte greu ca să facă enduro, să se intre cu utilaje, moto și până zonă. S-ar putea să nu fie traseul enduro pe zona respectivă. Categoric nu va ajunge. După aia trebuie să ne gândim că este o zonă protejată și de liniștea vânatului, chilișca toată. Trebuie să ne gândim, codul silvic nu aprobă, nu permite circulația pe drumurile forestiere, circulația publică pe drumurile forestiere. O să vedem. Cu siguranță oamenii ăștia au circuite avansate în țară și vedem și... Păi, eu cred că dacă ne referim doar la turism făcut la picior, cred că este suficient și pentru noi, pentru Dărmănești, ar fi minunat. Enduro se poate face pe zona poartă de aur, zona Comănești. Se poate face multe lucruri în Dărmănești. Chidici, nu are chesti de mira. Eu aștept să văd ce copilă acești oameni care sunt în conștiință și după o să vedem dacă avem avizele sau... Că până în cap toate ONG-urile posibile care dacă mai sunt întrebări, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotriva, abținere, în unanimitate? Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind studiul de fezabilitate, memorul justificativ și devizul general pentru modernizarea traseei turistice a fost adoptat.
Punctul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, reactualizat, indicatorii tehnico-economici, devizul general și asigurarea cofinanțării obiectivului de investiție, extindere rețelei electrice în orașul Dărmănești, județul Bacău, zona Podei, Izvorul Alb, Coada Lacului. Avizează Comisia Juridică, Comisia Buget Finanțe și Comisia de Urbanism, inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Vă rugăm, domnule primar. Sigur că există o gândire integrată în ceea ce facem noi legat de dezvoltarea Dărmăneștiului. Și ați văzut că anterior am aprobat acel proiect de hotărâre pentru dezvoltarea turismului. Astăzi am venit cu un proiect de hotărâre care supune atenției dumneavoastră extinderea rețelei de curent electric la coada lacului până la izvorul Alb. Ce înseamnă acest lucru? Că încercăm să deschidem zona turistică coada lacului și nu putem vorbi de dezvoltare turistică și de investiții fără să avem utilități. Acest proiect înseamnă extinderea liniei de 20 de kV de la Baraj Valea Uzului până la coada lacului, pe o lungime de aproximativ 10 km, construirea unei linii de 0,4 kV pe aproape 5 km, mai exact pe 7,7 km, pentru că luăm în calcul și celelalte străduțe pe care le avem noi acolo. Sigur că avem puncte de transformare și așa mai departe. Valoarea acestui proiect înseamnă mult pentru bugetul local, 6.800.000 de roni, 68 de miliarde vechi, și atunci nu suntem în măsură să finanțăm doar din bugetul local această investiție. Am luat în calcul orice sursă de finanțare și acest proiect va fi luat în calcul și pe Programul Național de Dezvoltare Locală și nu numai. Deci cred că este o necesitate pentru Dărmănești. Spuneam că este semnat contractul de finanțare pentru asfaltare. Dacă reușim să obținem finanțarea pentru extinderea rețelei de curent și cu ceea ce am mai gândit noi acolo, cu siguranță lucrurile vor merge în sensul bun și ne vom atinge acel obiectiv de a deveni stațiune turistică de interes local. Peste acest proiect, spuneam la ședința pe comisii, am prins al patrulea program de cadastrare gratuită și în analiză am luat toate terenurile proprietate privată de la coada lacului a fi cadastrate în cursul anului 2019. Deci sunt undeva, cred că 700-800 de terenuri care le-am luat noi în analiză, în așa fel încât, dacă reușim să le cadastrăm, cu siguranță oamenii vor fi mult mai, fie le vând la un preț mai bun, fie vor putea construi pe acele imobile. Avem un alt proiect care este legat de ceea ce vorbim, reactualizarea planului de urbanism Pugului, și am prins pentru zona coada lacului inclusiv acest proiect care astăzi îl avem în Pug, care îl avem azi la aprobat, adică extinderea rețelei de curent, și pentru că vorbim de Pug, am extins intravilan, un lucru foarte interesant, tot ce ține de rețeaua de curent. Rețeaua, extinderea rețelei de curent va fi prinsă în intravilan, în așa fel încât dacă omul dorește să-și construiască o casă de vacanță acolo, să nu mai aibă problema pe care o are acum, scoaterea din circuitul agricol și așa mai departe. Deci așa cum spuneam, o gândire integrată, în așa fel încât aceste cărămizi, dacă le vom pune una lângă alta, să poată să aducă plus valoare. Spunea doamna secretar, e vorba de reactualizare în varianta pe care dumneavoastră a spus-o la mapă. Scrie acolo, se aprobă studiul de fezabilitate. Este vorba de studiul de fezabilitate reactualizat. Da? Conceptuală și tema minerală. Da. Dacă aveți întrebări? Domnul. Nu știu dacă am avea specialiști care să pricepă. La această forță electrică putem să facem o pistă de schimb, adică pe viitor, în momentul în care această coada lacului se va transforma într-o stațiune. Da.
poate reușim să, să dezvoltăm acest turism mai mult decât doar în lumea E foarte bună întrebare. Nu m-am gândit la pistă de schi, dar a venit discuția, eu o port de un an de zile cu Delgas Gridu. Și Delgas Gridu ne-a trimis un proiectant autorizat pentru așa ceva. Nu oricine poate să facă proiecte pe extindere. Și atunci m-a întrebat proiectantul, domnule, ce vreți dumneavoastră să faceți la coada lacului? Și am zis, domnule, la momentul ăsta nu avem o viziune clară ce vrem să facem, dar vă, dumneavoastră vreau să vă imaginați cum va arăta coada lacului peste 20 de ani, 30 de ani. Vă imaginați niște, nu știu, nu pensiuni, ci poate niște, un complex turistic acolo, cu hotel, cu pistă pentru nu știu se care. Cu, face și, sigur, cu inclusiv pentru schi și așa mai departe. Și dacă, deci dacă noi am pus problema așa, sigur că soluția a fost să mergem cu linie de 20 de kV. Deci linia asta de 20, linia asta de medie asigură necesarul pentru orice fel de investiții. Adică, sigur, avem 5 puncte de transformare, dar nu avem, cum să vă spun eu, nu avem o limitare din punct de vedere a puterii instalate acolo. Nu, este o linie de medie care asigură necesarul pentru o comunitate. Adică dacă noi am avea acolo un sat, un cartier cu, nu știu, 1000 de locuitori sau 1000 și ceva, n-ar fi niciun fel de problemă. Trei ori de rază pe față. Da. Să le face acum aia 4-a oară. Eu sper să nu mai dacă fie. Dacă se trage curent electric, se va forma 4-a oară acest sat. Deci, mai acum o să fie mult mai pesit din punct de vedere al localnicilor. Să fie multă lume din altă zonă. Să știți că dacă noi reușim să ducem acolo curent și asfalt ce avem noi acolo, va fi o recompensă pentru cei care au terenuri acolo și în speță foștii proprietari, sigur că da, va crește foarte mult. Deci clar, din punctul ăsta de vedere, resursă al puterii există fără puterii electrice, da? Fără niciun fel de problemă. Dacă mai sunt întrebări, domnul Roman? Sunteți cu totul de acord cu atragerea fondurilor europene și a celorlalte fonduri de dezvoltare pentru modernizarea sistemului de iluminat. Și vreau să prind momentul. De la rafinerie și până la lignum, nu mai al Dărmăneștiului, hai să mai montăm câteva becuri. Domnul, e prins de modernizarea sistemului de iluminat și n-am vrut să ratez, pentru că eu circul în fiecare, e întuneric de la colțul rafinerie și până la lignum. E tot strada noastră, energia, hai să montăm câteva becuri. Vă rog, prindeți-o ca... Am să vă spun acolo despre ce este vorba, da, cunosc foarte bine situația și vom face o extindere a rețelei de curent, pentru că stâlpii care asigurau iluminatul public sunt proprietate rafineria Dărmănești. Sunt în curtea rafineriei Dărmănești, dacă vă uitați atent. Am făcut o solicitare la lichidator de a ne preda acei stâlpi să putem monta lămpi pe ei. Și nu au fost de acord, au spus că ei sunt în procedură de vânzare a imobilului respectiv și dacă vor reuși să vândă cuiva, poate că acel cineva nu este de acord. Nu avem niciun fel. Este proprietatea lor. Soluția este în felul următor. Fie există acolo rețea de stâlpi de lemn a telefonie. Fie ne legăm pe acei stâlpi și asta e intenția până la sfârșitul anului. Fie venim noi cu niște stâlpi serioși. Păi, măcar la intersecția Crângului cu energie, unde este stația de autobuz, unde era văzut calea ferată drumul, trebuie un bec acolo. Ați văzut că vin coboare. Acesta noi am făcut o investiție destul de serioasă în rețea de iluminat. Am montat peste 400 de corpuri noi. Putem chiar cu toate acoperii într-o zi. Vedeți, avem și alte cheltuieli, dar este luată în urmă. Este luată în urmă. Fără probleme. Dacă mai sunt întrebări, domnul Despa? La deviziu, de la date, la memoriu tehnic, văd la punctul 1-2, ampasament obiectiv oraș Dărmănești, zona Valea Uzului, coada lac, județul Bacău, și după aia apare sat Hăghea cu una de oftează în județul Bacău. A, e o greșeală. Deci am ce legătură are Hăghea cu coada lac. Memoriu tehnic sau unde? La memoriu tehnic. În memoriu tehnic. Da. O fi. Avem și noi niște băieți tineri care lucrează pe acolo. O să modificăm. Da, cum să nu? Da. Mulțumim. O să vă amestec adreceaua cu
Asta am mers pe același... No, am mers pe același plantă. Eu nu reușesc să citesc. Știți de câte, da, ori, știți de câte ori întorc înapoi? De la... Ia spune doamna secretar. Nu vreau să mă mai gândesc. Deci eu trebuie să citesc non-stop tot felul de documente, că nu prea am bază pe cei care le întocmesc. Scriu tot felul de prostii. Bine că nu ne-a trimis undeva, prin Giurgiu sau prin altă. Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu, supunem la vot, cine este pentru? Abțineri. Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind studiul de fezabilitate reactualizat, extinderea rețelei electrice, a fost adoptat. Punctul numărul 9, proiect de hotărâre pentru acordarea unui ajutor material în cuantum de 4.000 de lei familiei doamnei Arhip Daniela, cu domiciliu în Oraș Bermănești, strada Lacului, numărul 14, județul Bacău. Avizează Comisia Juridică, Comisia Buget Finanțe și de Urbanism. Inițiator, primarul orașului Bermănești. Domnule primar, vă rugăm. Sigur, noi avem și... Avem situații mai dificile în oraș și multe, din păcate multe. Avem familii care... Chiar au situații foarte grave. Este și cazul supus atenției dumneavoastră. Arhip Daniela, știți foarte bine, e o mamă singură cu 3 copii. Soțul a fost și a pierdut viața, să zic așa, în primăvara acestui an. Familia locuiește undeva în chirie. Noi, într-o ședință anterioară, am alocat o suprafață de teren pentru construirea unei case. Acea casă, cu donații de la diverse firme din Bermănești și nu numai, și cu sprijinul părinților adoptivi, a reușit să fie ridicată, acoperită, se lucrează la interior. Sigur că 4.000 de lei e mult prea puțin, dar cu acești bani noi asigurăm forță de muncă, tencuieli interioare, exterioare și așa mai departe. Dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu sunt întrebări, să punem la vot. Cine este pentru? În unanimitate. 16 voturi pentru. Proiectul de hotărâre privind un ajutor material familiei doamnei Arhip Daniela a fost adoptat. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui ajutor material în cuantum de 4.000 de lei familiei doamnei Gârlea Elena, cu domiciliu în orașul Bermănești, Calea Trotușului, numărul 225, oraș Bermănești, județul Bacău. Avizează Comisia Juridică, Buget Finanțe și Comisia de Urbanism. Inițiator, domnul primar al orașului Bermănești, domnule primar, vă rugăm. Este un alt caz destul de grav, o familie tânără cu un copil cu situație destul de complicată din punct de vedere al sănătății. Sigur că acești bani vin pentru construirea, nu știu, unei camere. Oamenii locuiesc într-un vagon, au un copil de 3 ani, greu de trecut peste iarnă, și la fel încercăm din puținul care îl avem să, eu știu, și fac un apel și firmelor și, eu știu, poate oamenilor de bună credință, orice mic ajutor este foarte benefic pentru a reuși să construim măcar o cameră acestei familii care e destul de încercată de probleme legate de sănătate. Dacă aveți întrebări. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate. Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind adoptarea unui ajutor material familiei Gârlea Elena a fost adoptat. Punctul numărul 11, proiect de hotărâre pentru acordarea unui ajutor material în cuantum de 1.000 de lei familiei domnului Sfântu Ader Cătălin Ionuț, cu domiciliu în orașul Dermănești, strada Calea Trotușului, numărul 260. Avizează Comisia Juridică, Buget Finanțe și Comisia de Urbanism, inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Bermănești. Domnule primar, vă... Aceeași problemă ca și în cazurile anterioare. De această dată am propus 1.000 de lei. Familia este un pic mai, tot construirea unei case, un pic mai avansată. Fac precizarea că și în acest caz și în cazurile anterioare nu vom da bani, ci vom da materiale. La familia Sfântu Ader, casa este până la centură ridicată. Au nevoie de sprijin material pentru acoperiș. Sigur, familia locuiește în această casă, la acest moment. Familie cu 3 copii. Familie tânără.
Vă mulțumim. Dacă sunt întrebări, domnul Petre. Sunt de acord cu să ajungem pentru acoperirea depozitului respectiv, dar vreau să spun o problemă. Ea are cu actualul bărbat și o căsătorie legitim. Da. Are copilul ăsta și urmează altul. Așa. Ea mai are trei copii cu altcineva, deci un concubinaș trăit, așa. Da. Nu spui problema asta. Altă problemă juridică vreau să spun, că nu e râs. Casa respectivă este... el a trăit, băiatul ăsta, cu marocanca. Deci sunt de litigiu cu casa respectivă, nu e definitivă. Eu nu știu la dumneavoastră dacă o aveți sau nu, nu știu în fașii. Deci, juridic, mi se pare casa aceea sunt probleme. Deci, până vine ea să conteste, să vină să dea judecată, deci, de la noi abordăm că trebuie să acoperim, pentru că ei n-au înlocuit. Sunt de acord. Da, dar e încurcat. Dacă nu-i interesează, deocamdată noi aprobăm acoperirea, că n-au listat. Acordarea unui ajutor material familiei Sântoader Cătălin Ionuț a fost adoptat. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al UAT Dărmănești asupra feței de 1335 metri pătrați, teren curți construcții și 983 metri pătrați, amprentă la sol, în strada Victoriei și strada Muncii, orașul Dărmănești, județul Bacău. Avizează Comisia Juridică, Buget Finanțe și Comisia de Urbanism, inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar? Foarte pe scurt, am discutat pe comisie, este vorba de terenul și construcția care aparțin domeniului privat al primăriei, piața centrală sau magazinul Zanfir, așa cum știm noi acolo. Nu există cadastru pe teren și pe clădire, doar pe o parte și reactualizăm documentația cadastrală. Pentru a putea reactualiza e nevoie de o hotărâre de Consiliu pe care noi, după ce va fi aprobată, vom contacta un inginer de cadastru și sigur va fi întocmit, așa cum spuneam, documentația cadastrală, întocmită documentația cadastrală pentru clădire și pentru teren. Este necesar și lucrul ăsta trebuia făcut mai de mult. Din păcate, lipsa banilor a tot amânat punerea în legalitate acestor proprietăți a primăriei Dărmănești. Spuneam că este necesar pentru că cei care închiriază spațiile de la primărie trebuie să-și notifice în cartea funciară locațiile respective. Sigur că mi s-a cerut cadastru, n-am avut ce să dăm. Sper ca până la sfârșitul anului să fie rezolvată problema asta. Dacă aveți întrebări... Domnul Pesca? Acum se referă și la construcție care aparține de cooperativa Dărmănești. De frizeria, ce e cadastru? Noi cadastrăm bunurile care aparțin primăriei Dărmănești, cealaltă s-a dat stat, n-am întrebat. Adică ceea ce aparține de cooperativă Dărmănești. Eu vorbesc de bunurile, dacă ați fost acolo, bunurile aparțin primăriei, nu altă. Așa pot fi mulți proprietari. Bună, dar noi cadastrăm bunurile noastre, cea de noi este un moment. Să punem la vot, dacă nu ați întrebat, cine este pentru? Împotrivă, abține, nu, 16 voturi pentru proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat asupra feței de 1335 respectiv 983 metri pătrați a fost adoptat. Punctul numărul 13, diverse, vă rog, în scrieri la... Eu o să spun câteva lucruri, da, și după aia, da? Trece, deci foarte, foarte pe scurt am să vă fac o informare vis-a-vis de raportul de activitate al poliției locale, foarte pe scurt, da? Și înainte de a trece la prezentarea raportului poliției locale, am să vă spun câteva lucruri pe care le-am făcut noi de la ultima ședință. În primul rând, am lucrat mult pe, cumva, eliminarea efectelor inundațiilor care au afectat serios Dărmăneștiul în primăvara acestui an. Spuneam că peste pagube de peste 7 milioane de lei. Spuneam, de asemenea, într-o ședință anterioară că de la guvern am primit doar 450.000 de lei, adică nici 6%. Și atunci, pe măsură ce reușim să încasăm bani, încercăm să cumva să eliminăm efectele
majore ale inundațiilor. Am intervenit pe râul Uz. Știți că în zona târgului săptămânal Uzul a rupt foarte mult din acea zonă care era protejată cu digă, cu gavioane din piatră. Au fost rupte pe o porțiune de 400 de metri, 500 de metri. Noi am solicitat comisie care a venit de la ISU Bacău să analizeze acele pagube, au fost prinse lucrările respective, n-au fost finanțate. Am făcut ce am putut noi, am închiriat un utilaj de mare capacitate și am decolmatat vreo 300 de metri de albie de areului Uz și am creat un dig din balast ca să protejeze cumva târgul în caz de vor mai fi inundații serioase. A doua lucrare pe care am făcut-o și am finalizat-o este vorba de râul Dogarului din cartierul Brătulești. Acolo am avut solicitări multe din partea oamenilor. Era colmatat în proporție de 80% sau chiar mai bine și la o primă ploaie mai serioasă crea serioase probleme cetățenilor. L-am decolmatat. Vreau să fac precizarea că cei de la beneficiari de ajutor social, cei de la ajutor social au fost prezenți acolo. Sunt multe voci care spun că nu își fac treaba, poate că nu își fac chiar 100%, dar i-am folosit la aceste lucrări. Am refăcut, de asemenea, puntea de la Plopu, puntea aia din zona care duce spre comunitatea de rom. A fost afectată în urma inundațiilor. Noi, în primă fază, am reparat drumul acolo pentru că era ruptă calea de comunicație. Am refăcut acea porțiune de drum. Am finalizat și puntea. De asemenea, puntea de la rupturi era și ea afectată tot așa în urma inundațiilor. Cei care au trecut mai recent pe acolo ați văzut că a fost total refăcută, eu știu, reparată, să zic așa, vopsită și tot ce a ținut de lucrările care trebuiau făcute acolo. De asemenea, am făcut, dacă ați observat, curățenie și am decolmatat șanțurile din Poiană, care au fost betonate cu ani anterioare. Am trimis tot așa beneficiari de ajutor social. Balastul ăla care a fost adus de apă și erau zone destul de colmatate din zona respectivă, au fost curățate. Am intervenit la dispensarul medical și grădiniță. Nu știu dacă ați mai trecut pe acolo, pe strada Popasului. Deci am schimbat total gardul de împrejmuire, pentru că având și grădinița acolo și cabinet medical în acel corp de clădire, arăta jalnic. Am schimbat total împrejmuirea, am făcut o parcare nouă, pentru că nu era parcare pentru cei de la care veneau, cetățenii care veneau la dispensarul medical. Am renovat exteriorul integral a dispensarului medical și a grădiniței. Mai clădire care stătea să se dărâme un garaj în acea curte, l-am renovat și pe acela integral și sigur că dacă ne permite vremea, vom interveni și la interior. Sunt lucrări pe care le desfășurăm în continuare. Spuneam că mâine cred că vom începe lucrările de asfaltare pe breteaua Valea Uzului Brătulești. Până la sfârșitul săptămânii va fi, sau săptămânii viitoare va fi rezolvată și treaba asta. Și continuăm cu lucrările pe care noi le-am prevăzut în proiectul pe care l-am gândit noi. Spuneam și spunea doamna contabil șef că am renovat și centrul de zi. Nu știu dacă ați mai trecut pe la centrul de zi, erau probleme serioase acolo. S-a crăpat structura de rezistență, am intervenit acolo și de asemenea lucrăm la distensarul de la Dărmăneasca. Acolo a fost o problemă destul de serioasă, erau niște sobe vechi care nu mai funcționau și cetățenii care mergeau la dispensar acolo mereu mi-au ridicat problema că nu fie-i frig, fie-i fum. Am schimbat și acolo, am montat o centrală pe gaz. Sper că în perioada săptămâna viitoare să fie finalizată. Am făcut de asemenea tot pe situații de urgență drumul de la care duce la să zic și potul lui Gabor, cei care știți, da? Pe Mașcaș, drumul Mașcașului, peste 4 km de drum am făcut acolo. Acel drum era afectat serios de inundațiile din primăvară. Am intervenit cu utilaje și chiar vă rog cei care n-ați trecut să treceți pe acolo,
s-a făcut un drum cum n-a mai fost de pe vremea când erau sondele pe acolo și reparau cei de la petrol. Inclusiv vadul în zona și potului lui Gabor și așa mai departe. Aș vrea să mă opresc aici și să vă prezint scurt raportul de activitate a Poliției Locale, așa cum mi l-a adus cel care ține locul. Da? Și am să vă fac, o să rog doamna secretar să vă fac o copie, să aveți și dumneavoastră la mapă. N-am să vi-l prezint așa cum a spus dumneavoastră, învățați data trecută. Știți că Poliția Locală, în baza legii 155/2010, se ocupă de ordine și liniște publică, circulații pe drumuri publice, disciplină în construcții, protecția mediului, activitate comercială, evidența persoanelor, alte domenii stabilite prin lege. Noi, la nivel de oraș Dărmănești, suntem structurați cu trei compartimente și avem un compartiment de ordine publică și circulație pe drumurile publice, siguranța și prevenirea criminalității, un alt compartiment, și un compartiment de inspecție și control. La acest moment, încadrarea este în proporție de 73%, adică avem 10 polițiști, dintre care 9 sunt în activitate din 2008 și sunt polițiști, având statutul de funcționar public, iar unul este din 2013 și are statut de persoană contractuală. Da? Deci nu este funcționar public. Adică noi îl mai ținem pe la pază, până îl mai ținem noi pe acolo. Am să vă spun, așa cum am precizat la început, pe scurt, pe fiecare compartiment, pe linia ordinii și liniștii publice, cam ce s-a întâmplat. Avem niște trasee de patrulare pe raza perimetrului orașului Dărmănești și am pus accent în mod deosebit pe zonele cu potențial risc. Și avem foarte clar, știți, zona prioritate zero, zona comunității de rom. Sunt zilnic patrule în cartierul de rom. Sunt zilnic probleme în cartierul de romi. Zilnic avem plângeri din partea comunității de români din Brătulești. Zilnic întâlnim, sau aproape zilnic, fapte care țin de încălcarea legilor, furturi, aruncări cu diverse obiecte în mașini, garduri, case și așa mai departe, în special de cei mici. Sigur că nu le putem controla pe toate și faptul că am montat acolo un sistem video care asigură monitorizare 24/24 duce cumva la limitarea efectelor care s-ar fi putut produce dacă nu aveam acest sistem. Suntem departe de a spune că lucrurile sunt în ordine acolo, dar nici nu putem spune, eu nu pot afirma, că există un fenomen, că există o problemă serioasă între comunitatea de rom și comunitatea de români. Avem probleme în continuare cu numărul mare de animale care sunt libere pe străzi și aici vorbesc de, în special de cai, catâri și alte lucruri. Mulți dintre ei, să știți, am avut probleme și la momentul de față căutăm soluții să le gestionăm. Nu și-asum aceste animale și am luat animalele și le-am adus la obor și le-am ținut 2 săptămâni pentru că nimeni nu recunoaște că sunt caii lor. Acele animale nu sunt crotaliate, n-au niciun fel de elemente de identificare. Și am stat încă mai și, să zic așa, râdeau de noi că trebuia să le aducem apă și mâncare. De mâncare, așa. Vin până la deci, la momentul de față, atenție, la momentul de față, am făcut demersuri pentru a găsi soluții ca aceste animale care sunt, în ghilimele, fără stăpân, da? Să putem să le valorificăm într-un fel sau alt. Da? Deci sunt niște proceduri, am avut discuții și cu doctorul veterinar să vedem care sunt soluțiile legale. Pentru că în momentul în care vom aplica sistemul la care ne-am gândit, sunt două variante. Ori vin și recunosc că sunt animalele lor, ori efectiv vor fi duse din zonă. Spuneam că s-a lucrat foarte mult pe partea de identificarea persoanelor care pășunează cu animalele ilegal. Știți că primăvara și toamna avem o problemă serioasă, pentru că cei care dețin animale de multe ori încalcă regulile și avem acea hotărâre de consiliu și intră cu animalele prin grădinile oamenilor.
Am avut situații în care omul, proprietarul de pământ, a făcut o înțelegere cu proprietarul de oi și după aia s-a răzgândit. Și până nu i-am adus aici și pe unii și pe alții, nu reușeam să văd care are dreptate. Avem și vizite foarte multe pe care poliția locală le face împreună cu asistența socială. Și numai în acest an, 78 de acțiuni au fost făcute pe asistență socială. Avem diverse cazuri, fie bătrâni, fie bolnavi, fie copii abandonați, tot în sarcina lor, spuneam împreună cu asistența socială. Am avut activitate foarte multă pe partea de cadastrare gratuită. Au fost sute de vizite în teren pentru a anunța, și poliția locală a făcut treaba asta, pentru a anunța cetățenii să se deplaseze în punctele stabilite de comun acord pentru măsurarea terenurilor. Tot ei au asigurat ordinea și liniștea publică în târgu săptămânal, participând și la taxarea agenților economici, adică au însoțit colegii noștri care au încasat acele sume. Și, de exemplu, în 2018, până la acest moment, am încasat 128.400 lei în târgu săptămânal, comparativ cu 2017, când am încasat 108.000. Și dacă ne uităm la activitatea lor, văd că au mers în paralel și cu cei de la serviciul economic la diverse acțiuni. Și dacă spuneam că anul trecut, 2017, au avut un număr de vizite în teren, în acest an a crescut cu 78% activitatea lor la partea de însoțire pe asistență socială și pe partea de serviciu economic. Dacă vorbim de încasări, spuneam că avem o creștere de 19%, nu neapărat datorită lor, dar prezența lor la control, vorbesc la control, a dus la o creștere cu 19% a veniturilor din târgul săptămânal. Pe linie de circulație, al doilea compartiment, circulație pe drumurile publice, s-a asigurat fluidizarea traficului auto pe drumurile publice, în special la evenimentele pe care le-am avut noi, și știți că am avut evenimente multe în 2018, târguri, întâlniri și ce am mai avut noi acolo. S-a încasat taxa specială la autovehicule care depășesc 7 tone în baza hotărârii de Consiliul Local pe care dumneavoastră ați aprobat-o. Sigur că dacă vorbim de cât am încasat în 2018 față de 2017, nu suntem la sfârșitul anului, dar avem o creștere de 30% în 2018 față de 2017. Da? Deci asta înseamnă că s-au preocupat de a încasa aceste sume. Dacă mergem la situația neregulilor constatate conform hotărârii numărul 1 din 2018 privind stabilirea nivelului impozitului și taxe locale pentru anul 2018, ce s-a constatat în perioada martie-noiembrie, avem imobile neîngrijite. Noi am dat o hotărâre acolo și am spus, domnule, trebuie să vedeți care sunt imobile neîngrijite și avem o creștere serioasă. Dacă anul trecut au fost 136 de imobile neîngrijite identificate de ei, în acest an, până la acest moment, avem 145. Iar la construcții ilegale, anul trecut, în tot anul, am identificat 68 de construcții ilegale, în acest an sunt 75 până la acest moment. Sigur că pe protecția mediului am avut multe probleme și aici legat de gunoi. Am avut activități cu ei pentru că mulți cetățeni din Dărmănești puneau gunoiul în acei saci de rafie și am avut serioase probleme la groapa de la Bacău pentru că nu voiau să mai primească gunoiul de la Dărmănești, și motivat de faptul că acei saci trebuiau descărcați și așa mai departe, au fost înmânate cetățenilor peste 2500 de înștiințări privind curățenia în fața casei, a șanțurilor, a gardurilor, tot ce ține de proprietatea cetățeanului, deci peste 2500 de înștiințări. Au fost verificate documentele de proveniență a mărfurilor persoanelor juridice care vin în târgul săptămânal, obor și ce mai avem noi acolo, în special legat de
cei care vin cu animale în Târgu Săptămânal și știți că avem probleme cu, nu județul Bacău, dar în țară, probleme cu pesta porcină, s-au ocupat și de treaba asta. Conform prevederii hotărârii de Consiliu 65, noi avem un regulament de organizare și funcționare în Târgu Săptămânal, s-au făcut și acolo niște acțiuni în așa fel încât în Târgu Săptămânal să nu mai vină tot felul de comercianți care nu îndeplineau condițiile. Și mă refer în special aici la cei care vindeau haine și papuși de tot felul, second, pe jos, împrăștiate și așa mai departe. Aș vrea să vorbesc un pic și despre sancțiunile aplicate în perioada martie-noiembrie 2018, pentru că să știți că nu toată lumea înțelege. Și avem probleme cu foarte mulți care cred că așa ar trebui să se întâmple lucrurile cum vor ei. Am mers pe prevenție foarte mult și le-am cerut să dea avertizmente. Sigur că am să vă citesc pe fiecare parte. Starparul Mihai a dat 16 avertizmente în perioada martie-noiembrie 2018 și 8 amenzi. Valoarea amenzilor însumează 5.000 de lei. Balașiun a dat 27 de avertizmente și 34 de amenzi, care înseamnă doar amenzile peste 180 de milioane de lei. Și aici vă rog să evaluați dumneavoastră pe fiecare. Unul a dat 8 amenzi, unul a dat 34. Florian Elena Daniela a dat 15 avertizmente și 5 amenzi cu valoare de 700 de lei. Ardeleanu Viorel a dat 6 avertizmente și 6 amenzi. N-am să vă... dar rețineți, da? Ursache Ioan a dat 7 avertizmente și 11 amenzi în valoare de 7.715 lei. Mocanu Constantin, 9 avertizmente, 6 amenzi în valoare de 2.660. Pădureanu Petru, 7 avertizmente și 3 amenzi. Nu vă mai spun suma că nu-i mare. Hazaparu Vasilică, 4 avertizmente și 4 amenzi. În total au fost date 77 de avertizmente, 80 de amenzi, care amenzile în total cumulat înseamnă peste 42.000 RON. Au fost taxate 320 de mașini în baza hotărârii de Consiliu peste 7 tone, da? Valoarea sumei fiind de 16.000 de lei. Față de anul 2017, încasările aduse, să zic, de poliția locală au crescut cu 30%. Da? Deci până la acest moment, față de 2017, avem o creștere cu 30%. Aici avem grafice, povești, poezii, tot ce vreți dumneavoastră. Am să vă fac o copie și să studiați. Ce vreau să vă spun? Sunt departe de a fi mulțumit de activitatea poliției locale. Le-am spus-o direct și o spun și dumneavoastră și cetățenilor. Sunt multe lucruri care ar putea să le facă. Mai nou au fost dotați și cu un autoturist de teren, un Duster. Spuneau înainte că mașina nu funcționează, nu au tot ce le trebuie. Sunt alături de ei și suntem alături de ei și vis-a-vis de ce ține de ținută și așa mai departe, dar îi văd de foarte multe ori pasivi. Adică se întâmplă lucruri în centrul localității, aduse la cunoștință de cetățeni și ei sunt pasivi. Adică sunt cumva niște trecători prin zonă, pașnici, liniștiți și chiar nu vor să deranjeze pe nimeni. În ultima perioadă am văzut că gradul de curățenie a scăzut în centru. Sunt tot felul de cetățeni care mănâncă diverse și aruncă pe jos. Am luat niște măsuri drastice, să zic, mai severe, în sensul de a limita comercializarea acelor cafele, la acele automate de cafele. Am redus activitatea la jocurile de noroc, la barul de la jocurile de noroc și altele care, sigur, vin cumva să păstreze ordinea, liniștea, curățenia în Dărmănești. Avem colaborare cu poliția locală, cu poliția națională Dărmănești, bună, în special cu domnul comandant. Cerem sprijin ori de câte ori avem nevoie.
Sigur, mi-aș dori mai mult și de la domniile lor, pentru că sunt lucruri care țin de noi, sunt lucruri care nu țin de noi și țin de Poliția Națională. Dar una peste alta, sigur că nu putem să spunem că nu și-au făcut treaba. Deci nu și-au făcut așa cum ne-am dorit noi și cetățenii, dar se vede un plus. Există în analiza mea și varianta unei reorganizări și discut foarte serios reorganizare la primărie, pentru că avem mulți și degeaba și mai degrabă aș prefera să am un corp, un aparat de specialitate suplu, profesionist și bine plătit. Deci noi cheltuim astăzi o sumă destul de importantă cu salariile și n-am niciun interes să țin 100 de oameni la primărie și să cheltui 10 lei. Pot cu 60 de oameni, 70 de oameni să plătesc toți 10 lei. Și ne gândim serios și la o reorganizare, ceea ce înseamnă că vizează și poliția locală. Cam atât. Vă rog la diverse dacă aveți probleme. Domnul Pădurariu, domnul Ape, domnul Chiuciucă, da, pe rând îl scrie, da? Dar nu l-ai făcut, îl scrie? Domnul Stoica, domnul Chiuciucă, domnul Despre. Haideți, domnul Despre. La mine e foarte puțin astăzi. Deci, vis-a-vis de raportul prezentat, aș vrea să vină domnul Balaș, pentru că el am înțeles că este comandantul, șeful, la tare, la mare, așa, să știți că el nu a respectat decizia dumneavoastră, a spus să facă muncă de prevenție. Dar atât ce dă 34 de amenzi și 27 de avertizmente, nu face muncă de prevenție, ceilalți au făcut, nu el. Așa, vis-a-vis de comportamentul acestui domn, chiar față de mine. O să vă spun într-o discuție particulară. Așa, el nu iartă pe nimeni, că nu este Dumnezeu, să știți, domnul primar. Și cu atât mai puțin un consilier local. Deci vreau să vă spun că este un angajat, fără niciun fel de drepturi salariale inclus legat de funcția de șef. Este un angajat ca oricare. Este un comportament vis-a-vis de cetățenilor noștri de Românești. Eu de asta vă așteptam să vină pe dumneavoastră aici, astăzi, și să-și prezinte mari realizări cu amenzi. Chiar îl întrebam să văd câte amenzi a dat la țigani. Tot menționați noastră că nu știu cine face vizia de pe jos. Vă spun dacă nu. Romii, 90%. Acum sunt animalele care sunt libere prin tot Drăbăneștiul. A romilor. Dimineața ajuns fac salon prin Drăbănești din cauza catelor la țigani. Cunosc foarte bine. Da? Animalele astea trebuie să ridicate și... Acum, făcând o glumă vis-a-vis de ce a propus domnul Mirea, fănică, nu se mai duc animale la urs, îți șasea-s protejate. Pare rău. Îți mai protejat de astea decât ursul. Decât, da. Am primit o nemulțumire din partea unor cetățeni de pe strada Vadul Mori, sau cum îi spunea... Strada Mori, da. Strada Mori. Strada Mori. Strada Mori. Spre unde se trebuie așa. Vadului sau Mori? Mori. Mori unde e fosta moară, vezi? Mori, exact. Așa, vă roagă să interveniți pe această stradă, pentru că de când se știu ei, nu a fost nimeni. Strada arată sub un... orice critică, da. Și reînnoiesc rugămintea de a merge în Poiană pe strada Arțarului pentru a interveni la acele șanțuri ca să nu mai avem probleme în primăvară cu inundații. Da. Vă mulțumesc. Stadionul când face inaugurare? Deci la stadion, lucrurile din punctul nostru de vedere sunt finalizate în proporție de 95%. Problema care ne-a întârziat a fost legată de scaunele pe care trebuie să le montăm în tribuna. Am încheiat un contract cu o firmă producătoare de scaune. Au avut ceva probleme, cred că, de natură tehnică. Săptămâna asta sau cel târziu săptămâna viitoare va ajunge la Drăbănești un prim lot de 360 de scaune, da? Le montăm urmând, da? Vor fi în jur de 500 de scaune montate acolo, urmând ca până undeva, eu știu, 7-8 noiembrie să vină și celălalt lot. Deci lucrările sunt, din punctul nostru de vedere, 95%. Dacă montăm și scaunele astea, vom face un joc inaugural. Consiliere din stânga, consiliere la dreapta, da? Nu? Da? Doamna Machitelă, vă rugăm. Deci, eu sper în toamna asta să putem să jucăm acolo finala. Ne-a putut că ce...
povestea. Orice fotbalist trecăcit din Milii Cuda și central, să știți. Da, da, da. Vă mulțumesc. Stați la raportul, nu un pic. Îl iau un pic. Să rămână. Da, domnul primar, două puncte am. Aș vrea un dialog. O întrebare. Canalizarea. Întreabă populația. Când își dă drumul canalizarea, să poată și ei să nu să se racordeze, să lege la canalizare, dacă vreți să, să răspundeți. Da, vă și răspund, canalizarea e... Stația, mai bine zis, când se termină stația... E prevăzut, să zic așa, tăierea panticii în luna noiembrie, cu siguranță nu se va întâmpla. Minunat. Da, deci cu siguranță nu se va întâmpla, pentru că acolo, la stație, lucrurile merg foarte greu. Nu știu ce se întâmplă, dar... Dar dacă e noiembrie, e bine. De ce noiembrie? Nu este noiembrie, doar. Persoanele să-și facă rangurile la canalizare, iar în momentul în care primim, eu știu, ok să traversăm în canalizare, suntem. Întrebarea am pus-o pentru că suntem filmați și populația va primi răspunsul. Deci în noiembrie, așteptăm până în noiembrie. Bun. Doi, o rugăminte. Cetățenii din strada Florilor. Acolo unde merge spre Barna, jos. Oana a mai intervenit odată, acum vreo 2-3 luni. Vă rugați pentru niște mașini de prunt. În momentul în care plouă, ei nu mai pot ieși de acolo. Ieri, întâmplător, mă întâlnesc cu niște cetățeni din zonă și m-au rugat. Din cauza asta am intervenit din nou, deci a Florilor. Strada imediat în stânga... Deci, vă rugăm din sus. Da. Exact. Da, acolo în primul rând. În primul rând, dacă plouă, ei nu mai pot ieși. Mulțumesc, atât am avut. Da, vă mulțumesc. Domnul primar, avem o situație foarte veche de când s-au înființat străzile, dar mai știu, asfaltat, în zona intersecția energiei cu rafinărie, la Ticaneți. Mai nou, știți că s-au întâmplat o serie de evenimente negative în zona noastră. Accidente de mașini. S-au mulțit foarte mult de mașini. În zona aia, de câte ori îngheață, în iarna, când pui frână, că acolo ai stop, te duci, patină până în șanțul ăla. Când e un pic de apă, șanțul ăla e cu apă, părerea mea este să intervenim cât de urgent, să nu ne mai prindă iarna cu șanțul ăla. Este destul de periculos pentru multe pentru accidente. Mai ales acum că sunt foarte multe mașini. Asta ar fi un punct. Sunt probleme mai nou cu copiii cu biciclete. Pe strada aia pe Îmbrătulești e un fenomen, dar au apărut foarte des probleme aici în zona noastră, centrală. Sunt biciclete mici, câte doi copii pe ele și merg haotic. Și cu mașinile să merge haotic. Avem o serie de șoferi din ăștia care au impresia că sunt pe piste de raliu și nu știu, soluția ar fi să mai, cred că să vă face niște ore de educație cu părinții acestor copii, să nu le mai dea drumul pe stradă, domnule, e un pericol public. Și dacă, Doamne ferește, ai din nu știu ce motiv, atingi un copil din ăla, în primul și în primul rând, ești pus în pericolul că-ți vin toate rudele lui. 50 de persoane și te linșează acolo, dacă tu aștepți să vină poliție. Dacă nu stai acolo, Poliția Națională și cu directorii de școli. Și mai mult decât atât, vedeți că se fură capacele de roci, căpăcelele de la roci. Pe cuvânt de mine s-a întâmplat personal, de a dispărut capacul de la roci, două capace, te lași în parcare aici, în fața băncii. Vine unul de ăsta mic, se tupilează și se așa. Tu de ești pe lângă mașină, în partea nu-l vezi. Nu, fură de la mașini. Nu știu pentru ce zbun, de ele fură. Ei se antrenează, de fapt, nu fură pentru că au nevoie de el. Se antrenează pentru că vine vorba aia, azi un nou, mâine... Propunerea mea ar fi să modifici un pic programul de lucru al poliției și poliției locale. Să facă iarăși aceleași patrule mixte și să umple noaptea, domnul primar. Că seara, dacă circul pe în zona la doi pași, aici, în zona domnul Grozav, pe energie,
Sunt tot timpul 7-8 tinerei, dese de 17-16 ani, 15, țigări în cutii, stau pe stradă, fac grupuri, trebuie să-i ocolești, nu e până șanță, nici nu să se închize. Dar, bașca, dacă trece o femeie bătrână, s-au întâmplat cazuri, nu știu, nu știm dacă sunt violuri întâmplate, sau poate că sunt și nu știm noi. Dar tâlhării s-au făcut cu certitudine. Nu vă mai povestesc că acești, dacă sunt copii mici care se duc la magazin și e 6 seara acum întuneric, 100% pe ăla îl tâlhăresc. Și ăla n-are ce să vă, am mai luat cineva banii. Sau sucul, sau ce și-a cumpărat. Deci neapărat ar trebui niște patrule mixte care se circule foarte des. Și n-ar fi rău de revenit la ideea aia care o propusese colegul nostru, domnul Viorel Roman, cu un post de jandarm să ducem în localitate. Că ce-am auzit acum de curând, nu le frică de poliție, nu le frică de... ci doar de aia mascați. Și atunci, când văd pe aia negru, măcar mă încerc să-i respect. Eu l-am prins pe ăla cu căpăcelul și am zis, dom'le, hai că te duc la voi. Cum te cheamă? Stănescu Bobi. Ia păză, ce să-i faci? Un copil mic. Prima măsură să știți că o să le cumpăr la poliția locală, haine negru. Trei mascați. Și carburi. Și carburi. Nu s-a mai întâmplat nimic cu și pătul de tot voi ăștia. Îl am în vedere. Îl am în vedere, deci și potul de pe voi. Deci, nu mai, adică, de, deci am făcut, nu, am făcut un, am făcut o analiză. Am făcut o analiză. Vedem dacă reușim să mai strângem niște bănuți. Deci toate sunt cu bani, dacă începem asfaltarea asta, sigur luni îmi vine factură la plată și strângem fiecare bănuț ca să putem să achităm sumele astea, da. Mulțumesc, domnul consilier. Domnul Pădurariu. Sau ce? Asfaltarea asta la intersecția asta la Biserica Boieștii, acolo unde s-au făcut intervenții la canalizare. După ce au făcut acolo, au venit mai jos la alte culori de canal. Din nou, acum, la Sandi, la Cristi, mai încoace, la fel, o gură de canal, ce s-a întâmplat, ori s-a rupt capacul, ori ceva, ori s-a îmbăt, ori flucuri acolo. Ei au bagerul sus. Dar trece timpul, vine iarna. Deci suntem prima dată de notificare a ATV. Vedeți, mi-am transmis adresele, am cerut băi de nici și reparați. Se pare că... Dar-s trei luni de-a... În legătură cu... Revin din nou cu caie ăștia pe drum. Nu știu dacă sunt ai romilor, ai... oamenilor din localitate. Sunt sănătoși, sunt acele de-a... Dar eu circul pe drum, sunt... Că trebuie să-i ocolești. Noaptea vin acolo la pe stradă la mine, îi mai scot de acolo. Deci ce să li, ce să li faci? Nu poți, adică nici să-i lovești din cauza că acum sunt camere de luat vedere, sunt telefoane, sunt atâtea lucruri și dezvânează protecția animalelor. E o chestie, dar zic eu că se pot lua niște, niște măsuri. Așa cum a spus dumneavoastră că s-a dus caie aici, dacă lumea nu s-a prezentat, putem, putem face o hotărâre, că există, eu știu, cu hotărâre de Consiliul Local anterioară a anului 2016-2012, așa mai departe, animale necaimuri într-o perioadă nu se prezintă pentru valorificare, ridicarea lor, se poate fi valorificare. Pic nu, nu are rost ăsta, adică, dar mă rog de el, s-ar putea ca unii din caie ăștia să... Să-i se încalce cineva din Comănești, să știu, de poderi, de undeva, vine noaptea acasă, lasă pe drum și omul... Cai, cai o dată, nu, dar zic, da. Din cauza că... Și câinii ăștia, câinii îi aduce, noi, noi am mai discutat, câinii îi aduce ăștia... Cea mai mare problemă, cea mai mare problemă avem la oameni, deci de sână, dar cei de la portanță cer niște sume foarte mari cu valificare și ajungem în altă parte, deci îi dăm la valificare și constatăm că... Discutam de racordarea asta la canalizare. Acum, cine și-a făcut racordarea la canalizare aici? Deci da. E prezent. Unul în momentul când s-au apucat de săpat prin curte, vă asigur eu că majoritatea care au umblat acolo s-au și legat. Nu toți. Majoritatea locuințelor, eu am curat. Hai ce să mai discutăm. Omul nu s-a apucat acum de săpat să se lege la, la, în curte, la toaletă sau la chiuvete și-a lăsat în curte un capăt și așteaptă acum când a venit 23 ani. Sunt mulți. Dar cum de și nu se vede?
Se dar se vede, se vede, dar se vede în canalizare. Dar ce spun, nu se vede acolo, dar se vede, dar noi vrem mult să legăm tot, nu așa au fost discuția, se legă mii de mii de locuințe ca să poată face probă și să vorbim să legăm de dată în canalizare. Ce mai vor lungi? Și unde se strânge mizeria? Păi unde se strânge mizeria? Este stația de mizerie. Nu discutăm, nu discutăm acum, că eu știu despre ce e vorba, în cazul mă gândeam că vine la voi veterinar. Nu mai agravăm lucrurile, e mai bine așa, să o închidem așa. Domnul primar, cu parcarea asta, mă refer în fața cecului. Dacă toți o dați voi aici, de la domnul Prites, la deal, către poștă, să parcați din partea stângă, cum ne ducem către poștă, știți cum să reacuie? Eu înțeleg de asta. Nu fac. Deci eu nu fac caz din chip. Da. Dar atunci hai să, să eliminăm partea dreaptă, să nu mai parcheze. Da, parchează și pe stânga, și pe dreapta. Nu. Și să creează... Pe dreapta interzis, în semne. Dom'le, să aduc amândouă, păi să aduc filmat, să aduc... Nu, așa e. Noi discutăm, trebuie să însemne, dar se parchează și pe stânga, și pe dreapta. Și vine unul, dacă el se bagă de la... bar de acolo, știu, da. 10-15 mașini, tu din coașe, e greu, te-ți dai ori înapoi, ca să trebuie să, să treacă. Deci trebuie făcut acolo, doamne, dacă i-a lăsat pe ăștia să parcheze, la înțelegere, așa cum spuneți dumneavoastră. Haideți pe dreapta, să nu-i mai lăsăm să, să parcheze, adică o lea cu poliția locală, că este pe aici un om, doamne, parcați în partea aia și cu asta ca să închidem discuția acolo. Referitor la romii ăștia care fac curățenie în centru. Are de face din risc. Eu am mai discutat cu oameni cu Dari. I-a dus și m-a măturat femeile astea și eu, acum pot vreți să vă arăt, vă arăt și filmat, vă arăt și cum vreți. Așa. Sau dună de 4, 5, stau, gramadă, nu știu ce. Le facem din risc. Adică chiar dărmânește el să reprezentă. Nu ai de ei, din rom. Romis la cafea, romis cu bicicleta, romis la măturat. Ei putem da și din dos. Acum un... să zici că nu vreau să fii poți. Că să ești un punct de vedere. Nu, nu zic, pune-mi la treabă, eu nu spun. Și beneficiază gratuit de niște avantaje, de niște aspecte sociale. Eu de cum e cu plasa, i-a spus cu sacul prin drum, așa. Dar ție acolo nu e nicio problemă, în zona rafinăriei, că nu-i... Dar e și în centru, unde vine, la poliție... Să știți că noi tratamentul avem egal și pentru cetățenii de etnie romă și români, da? Deci la momentul de față, în zona centrală, am spus să lăsăm mai mult femei, indiferent de care sunt, da? Pentru a mătura ce avem aici. Iar bărbații ați văzut că sunt la lucruri mai grele, curăță șanțuri și așa mai departe. Și mai mult decât atât, nu prea avem cu cine să înlocuim, că sunt 5-6 români care vin, știți, și ar trebui să apelăm la o firmă care să măture strada și pe ăștia să-i plimbăm pe... Da, el creează un pic de disconfort, dar asta e, până la urmă să-și facă treaba. Da, mulțumesc. Domnul Roman? Nu? Domnul Teofilca? Da. Domnul primar, am ridicat problema așa în trecut, referitor la biserică, de montarea unei camere. E culmea. Numai noaptea vine și aruncă saci acolo din parcare. M-am dus acum și m-am uitat. Zic, domnule, cum pot să-l urmăresc? Eu ca să-l prind. Că dacă l-aș vedea. Vă spun sincer, o număr la mașină, nu, asta l-aș vrea, că chiar se vede de noi cineva. Da, eu am fost după ce și am analizat montarea unei camere acolo. Știți că o cameră nu e chiar așa ușor de montat. Am înțeles. Cablu internet ca să vină în mașină. Adică montăm 7 camere acolo, dar nu putem ca să... Nici poliția nu mai începe la noaptea și aici atâta în momentul. Ziua poliția trece pe acolo și găsit vreo doi care voiau să facă treaba asta. Au tras mașina acolo și când se scoată ce avea ei prin portbagaj pe acolo, apărut ăștia. Am zis, bă, trebuie să-i mai lăsați un pic. Dar la momentul ăsta montarea unei camere e destul de... E destul de, de greu că nu avem fir. Nu avem fir de internet acolo și nu avem unde să capim. Exact. Dacă facem o extindere de internet până acolo, da, dar numai pentru chestia aia nu putem. Două, trei ore. Asta e cu canalul la fabrica de modelă. Trebuie de economatat. Aici, la vale, între centru și bazinul de apă care ducea apa la rafinărie, îi spartă conducta. Apa curge pe marginea drumului. E bine că e cald. Dar tot drumul e plin de apă și mi-a spus ce drum. Dar dacă îngheață, se face corect. Apa de versanță care intră în canalul de la față. Vine de la deal, din canalizarea aia. Vin cu acela vale colmatat și ridicat. Conducta asta, deci ai spartă și deversează apa în conducta bazinului, care duce. Aici, când ajunge la bazin, îți închisă porțile
și apa aia se la suprafață pe pământ. Domnul Pădălaru știe că s-a fost. Mă săpat într-un an și am spus, nu e aici problema. Că avem niște conduri de apă, s-o prind, la ce fabrica, acolo, la mod, da. La și fabrică, acolo intrava în conducte. Dar izvorește tare. Au traversat șanțul. Cu făstăiete. Și acum apa care vine și ce de așa. Exact. E acum dacă am săpa o leacă stânga. Și am astupat conducta, aia trebuie făcut acolo. S-a turnat niște ciment, dar drumul la apă, la vale. E conducta mare. 80-90. Mare conducta. Și nu are nicio legătură. Dacă punem niște bolohani și îi punem niște beton. Domnul Pădrar, dar au fost nici bolohani și îți dedeați bolohanii de acolo. Aici e problema. Niște nailoane puse. Nu a fost betonat. Dacă vreți, mergem într-o zi să mergem acolo. Să vedem și mâine, cred că, da? Mâine să vedem exact ce acolo. Iar legat de cum scoatem Valea Rea, părul Valea Rea din Brătuleș, vrea să-l decolmatăm, intrăm și în pârâul ăsta, canalul ăsta a fabricii. Da, trebuie să-l apare, că nu numai, dacă stă așa, prin toată ea, dacă a fost cu siguranță. Nu mai știu acolo la fabrică cine e, avem acces pe acolo, prin spate. Da, că în principal... Da, dar avea și în spate acolo. Da, partea de la Valea, cine ia partea de la Valea, asta e cea Valea. Și la Rea, avem un insul acolo. Deci cu siguranță. Mai sunt. Domnul Apet. Legat de Gămâne Cultural, la noi a ridicat problema și complicat. La ora actuală, Gămâne Cultural s-a ajuns într-o stare deplorabilă. Deplorabilă. E străcat peretele în partea asta de la jumate, din la intrarea mare, din coace, către sub curte. Aici e o sărită goială, deci e terminat tot. E străcat gresile. Am văzut, astăzi am văzut pe ceva lucruri, dar am trecut cu mașina asta. Da. Fără camere, fără mișe, nu stă, poliția se urmărește mereu. Noaptea de la ora 9:10 e plin. Poliția va spune mai devreme, sunt și 10 oameni, ar trebui să avem 300 ca să trebuie. Nu, se treacă, nu. Acolo am alocat niște resurse să montăm niște camere video. Am spus de data trecută, am pus niște bani acolo, 4 camere. Vor fi montate acolo și să vedem ce se întâmplă. Acolo sunt niște răuvoitori care trag și de acolo. Da. Căminul nou. Căminul nou trag acolo de... Da. Și legat de... Acum am văzut doamna Nitori, nu știu, mai vorbim și mai înainte. Oamenii care sunt, m-am mai spus o dată, de la Stoica încolo, deci de la Pădureț până la drumul Minii, omul spală, o cadă, un butoi, apa toată vine, n-are unde vine, pentru că e râpă, vine în drum. Deci oamenii fac scandal și ia la bataie, au început să bată la urmă. Trebuie, v-am spus, un șanț făcut betonat să iasă la vale să o iei încolo în lungă. Deci v-am cerut. Știu, dar... Bine, să bine, v-am văzut dreapă. Eu vreau acolo, ca să facem șanțul ăla până la intersecție cu spre drumul roșu, e o întreagă, că nu-i numai așa, trebuie să faci și podețe la oamenii la care fac șanță. Și mai e o problemă că în unele locuri drumul e foarte îngust acolo și... Eu știu că e normal, e normal. Deci nu vă pot promite că în perioada următoare vom... Eu am făcut o analiză ce înseamnă ca și cost. Și uitați-vă că am făcut în Poiană niște șanțuri. Da. Iar de la izolația acolo, deci ne-am pus noi la dințe, la deal acolo și la strâng în partea asta, cum ne-am să bucă drumul pe la piatră, în palastru. Așa. Drumul către Borș încolo e foarte bun. Ei, apa va veni iarăși acolo, a venit și a luat-o iară pe drum, de vale până la Borș. Deci iară va săpa, iară va spăla drumul. Deci dacă nu facem acolo un capăt de 8 metri, un șanț să treacă pe partea de la vale, nu unii către Manuel, la deal. În partea asta, de la vale, aici se pune ceva, un dulat sau ceva și el trece și duce din vale, nu mai e încă. Dăm pe un capăt de nimic, deci stricăm 2 km de drum. Ne uităm și acolo, vedem ce. Da. Drumul la Baranu, au venit oamenii iarăși cu reclamații. Au spus că a fost acolo, o sapat, deci la drumul ăla, a adâncit pârâul ăla acolo, către așa. Drumul care taie acolo la vale. Dar nu a luat un amonte să vină să treia pe o parte, domnule, să mai sepe la gratul, să dea pe partea dreaptă, unde sunt casele mai multe, să taluzeze la gratul, să poate merge omul, să aibă un drum. Nu să-l punem moiul la gratul și omul nu poate intra, nici căruță, nici cu nimic, nici carare. Ei, nu, dar de asta am zis eu. Eu nu zic vreau dat de spun ce este. O să fie acolo și vedem ce. Da, restul nu știu. Atât, mulțumesc. 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 Vin cu două probleme micuțe și dacă se pot rezolva tot, suntem cu cerutul banilor.
și poate o să aveți posibilitate. Rugămintea mea este, dacă se poate amenaja pe vechiul terasament al liniei, prin dreptul la biserica de la Părintele Prefeliței, tot așa a fost un tub scos, când s-a scos de la calea ferată, și acolo s-ar putea circula cu căruțe, cu, dar este prăvălit acolo, este problemă. Adriana, deci săptămâna viitoare închidem o parte din șantierele care noi am adus niște tuburi exact pentru terasament, niște tuburi mari de beton. Și aș vrea să facem terasamentul ăsta, o șosea, așa cum am zis, da, de centură, în primă fază folosit pentru caminat. Deci acele tuburi le vom băga în zonele respective, și sunt vreo trei comunicări de sfințele. Și aici unde există și mai sus sublimează. Da. Și dacă se poate, pentru că primăvara și toamna știu că sunt optime pentru toaletizarea pădurii, pe tot drumul sanatorului. Deci, nu știu, dumneavoastră să faceți demersurile că pădurea e a statului, e retrocedată, nu știu ce se întâmplă. Măcar un metru de la baza șoselei, a drumului, să se curețe un pic arborii, pentru că nu mai poți trece cu mașină, nu mai poți trece cu căruță, cu fân. Dar el da, are și stânga și dreapta să da, vedem, da. Plus că mai sunt zone ale drumului care spre sat, niște curbe, tot din cauza aluviunilor și a ploii care a fost, s-a rupt. Bine, sunt trei zone unde fiecare an și de fiecare dată sunt probleme. Sunt niște curbe acolo unde s-a rupt, se rupe drumul. Și pe viitor, la anul, dacă ați putea să rezolvați exact ulița care traversează și se prepătrunde strada Energiei cu strada Chimiei la școală. Este o ulicioară acolo, pe unde circulă copiii. Da, ați putea să... Da, este și grădinița și pe viitor, dacă sunt bănuți. Deci aia de asfaltată? De asfaltată. S-au ar fi multe s-au de spus, dar știu că nu s-au sunt nivelat. Este nivelat. Deci la asta de Da. Și se circulă foarte intens, mai ales copii mici la grădiniță și copiii de la școală, nu mai spun, dar sunt aia micuți care plouă și... Mulțumesc! S-a face rigolul de strada aia.